Parchetul Curții de Apel București a respins Emiliei Șercan plângerea împotriva soluției de clasare a dosarului de compromat împotriva sa. Jurnalista care a protestat timp de 16 zile în fața parchetului general acuză că decizia procurorilor este una la comandă, astfel încât să nu se ajungă la cei care au comandat compromatul. Nu-i las și nu mă las, a fost reacția jurnalistei după anunțul că Parchetul Curții de Apel i-a respins această solicitare. Vă reamintesc, operațiunea de compromat la adresa Emiliei Șercan a început la scurt timp după ce jurnalista a arătat că teza de doctorat a lui Nicolae Ciucă, premier la data respectivă, era plagiată. Și discutăm acum cu Emilia Șercan, este în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara! Bună seara! Mai există soluții legale să fie întoarsă decizia pe care dumneavoastră ați primit-o ieri, din câte am înțeles? Da, am primit aseară decizia la 6 zile după ce expirase termenul de 20 de zile prevăzut de codul de procedură penală pentru astfel de răspunsuri la plângerile făcute de un petent împotriva vreunei soluții a unui procuror. Da, mai există o cale legală de atac și anume instanța. Am 20 de zile la rândul meu la dispoziție începând de astăzi pentru a mă adresa instanței. Voi face plângere, contestație împotriva deciziei de clasare a dosarului și sper ca un judecător care va analiza modul în care, eu zic că nu a fost anchetat acest dosar penal, dispune redeschiderea dosarului și reluarea cercetărilor, însă lucrul acesta, dacă se va ajunge acolo, va fi în favoarea celor care au orchestrat operațiunea de compromat, pentru că, practic, timpul curge, deja au trecut 2 ani de zile de la respectiva încercare de compromitere și timpul trece în favoarea persoanelor care au făcut acest lucru, pentru că ne apropiem ușor de prescripție. Aha, deci se pune problema și de prescriere, de împlinirea termenului de prescripție. Sigur. În acest caz. Care ar fi acesta? Cât timp ați avea așa la dispoziție? Nu este chiar atât de scurt, dar dacă deja au trecut 2 ani de zile, dosarul nu a fost cercetat, mai stăm în instanță și apreciez că vor fi câteva luni bune în instanță la judecătorul de cameră preliminară, pot estima să fie undeva între 6 luni și 1 an de zile să am soluția de la judecătorul de cameră preliminară, iar dosarul trebuie reluat, practic cercetarea trebuie reluată. Asta înseamnă că, nu știu, poate va exista o soluție în câțiva ani de acum înainte, iar termenul, cum spuneam, timpul curge în favoarea acelor persoane și nu în favoarea mea, ca victimă și ca persoană vătămată în această poveste. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Emilia Șercan a fost în legătură telefonică directă cu noi.